Bună ziua, domnilor și domnilor! Bine v-am regăsit la Forum Economic pe TVR Cluj și TVR 3. Sunt Liviu Deceanu. Ultima emisiune din acest sezon, prilej pentru care mă gândesc că este oportun să radiografiem odată în plus peisajul macro și microeconomic al României, după ce am discutat la Forum Economic despre diferite domenii de activitate, provocările lor, despre antreprenori, despre mediul de afaceri în general, despre politicile statului, dar și despre angajați, este momentul acum să facem un bilanț final. Îl avem alături de noi în studio pentru această discuție pe domnul conferențiar universitar dr. Radu Nechita de la Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Bună ziua, domnule profesor, mulțumim pentru... Bună ziua și bine v-am găsit. Mulțumim mult pentru prezență. Iar prin Zoom ni se alătura de la București domnul profesor universitar dr. Cristian Păun de la Academia de Studii Economice. Bună ziua, domnule profesor, mulțumim pentru prezență. Bună ziua, bună ziua, salutări invitațiilor și salutări dumneavoastră. Și tot de la București, domnul lector universitar dr. Cristian Năsulea, directorul Institutului European pentru Studii Economice. Bună ziua, domnule profesor, mulțumim pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Domnule profesor Nechita, să începem cu dumneavoastră. Cum vedeți peisajul economic al României la jumătatea anului electoral 2024? Îl văd ca și un peisaj destul de dezolant, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri de care mă temeam că se vor întâmpla. Adică, cheltuielile publice derapează în continuare, datoria publică a atins noi recorduri în prezent, ceea ce înseamnă de fapt că ne dăm zălog, ne vindem viitorul copiilor ca să ne fie nouă bine până la alegeri. Deci, efectiv, clasa politică ce împarte bugetul țării îl folosește integral ca și fond de campanie electorală. Astea sunt banii de campanie, de fapt, și mărim salarii fără acoperire, acordăm facilități, facem promisiuni și veniturile bugetare, nu avem curajul să mărim impozitele, ceea ce într-un fel este un lucru bun, dar nu avem nici decența de a limita cheltuielile publice. Domnule profesor Păun, împărtășiți această viziune ușor gri, aș putea spune, a domnului Nechita. Sigur, vedem mediul privat într-o oarecare efervescență, se încearcă soluții, avem o economie totuși funcțională. Este atât de gravă problema, în opinia dumneavoastră? Desigur că ce spune aici colegul meu Radu Nechita e perfect adevărat, asta simt și eu. Sacrificăm un orizont de timp lung pentru niște lucruri mărunte și pe termen scurt așa. Sunt vânturate tot felul de soluții populiste la pachet cu ceea ce s-a spus aici, adică îndatorarea, deficitul excesiv. Problema se complică și mai tare pentru că soluțiile propuse sunt pseudo-soluții sau fac parte dintr-un pachet din ăsta populist de afișe electorale. Și aici îmi vine în minte lupta guvernului cu inflația prin plafonare de preț, prin fixare de adaosuri, prin tot felul de mesaje din astea electorale care dau foarte, foarte bine. Adică guvernul, pe de o parte, creează problema inflației prin deficitul pe care îl generează în actul de guvernare, pe de altă parte, folosește această problemă pentru a adăuga alte afișe suplimentare, electorale suplimentare, care evident că au și ele costul lor. Adică vine și spune, domnule, uite, avem această problemă a inflației care nu se știe de unde a apărut, dar eu aici sunt călare pe un cal alb și vreau să rezolv problema cu siguranță, adică plafonez prețuri, plafonez adaosuri. Asta complicând evident și mai tare toată chestiunea. Pericolele sunt extraordinar de mari în momentul de față și toate pleacă în bună măsură de la deficitul excesiv. Putem, de exemplu, să vedem că nu scăpăm de inflație, chiar dacă ea se temperează, e normal, e vară, roșiile și brânza sunt la ordinea zilei pe toate gardurile vara, o să înceapă problemele din iarnă sau din toamnă. Și doi, o să vedem cu siguranță sau
ca efect vedem dobânda, n-are cum să scadă dobânda, e de manual asta, dobânda nu scade atunci când guvernul este supra-deficitar, pentru că și guvernul își finanțează acest deficit prin datorie publică, deci concurează mediul privat la resurse. Putem să rămânem fără bani europeni, pentru că procedura de deficit excesiv prevede exact ce se întâmplă atunci când deficitul ăsta este excesiv și de foarte multă vreme este excesiv în România de prin 2019, suntem în al cincelea an de deficit excesiv în România. Și evident că mai sunt și alte pericole, cum ar fi, de exemplu, nu știu, deficitul comercial, care este geamăn cu ăsta bugetar mai tot timpul. Vedem de asemenea faptul că statul nu reușește să combată evaziunea și nici n-ai cum să combați evaziunea chitit fiind mereu pe taxe, chitit fiind mereu să mai crești ba acciza la tutun, ba acciza la combustibil. Foarte greu reușești să ai un succes într-o țară în care principala ta preocupare este să mai pui o barieră, să mai pui o taxă, și clar vedem această înflorire, vedem o inegalitate de șansă în economie în fața legii, adică sunt niște șmecheri care permanent și cu buna știință a statului scapă de taxe, scapă de controle, fac evaziune, fac contrabandă, vin cu mărfuri contrafăcute încă din vamă pentru că nu-i scanează nimeni, nu-i controlează nimeni, în timp ce pentru unii statul este mumă, pentru alții este ciumă. Toți ceilalți care nu trebuie să scape sunt controlați și quasi controlați, mai ales dacă vând usturoi la colțul străzii, în timp ce niște șmecheri, repet, în continuare reușesc să facă contrabandă cu tot felul de produse, de la țigări, produse de lux și așa mai departe, permanent lucrurile astea se întâmplă. Și sigur că aparent ai putea să spui, da, domnule, lasă că contrabanda asta cu țigări, cu produsele respective e bună pentru cetățeanul sărac, că o să-și cumpere lucruri. Da, dar până la urmă unde rămâne egalitatea asta în fața legii fiscale? Pentru că noi putem să extindem această problemă a evaziunii pe toate zonele. Și mai avem evident faptul că economia nu înflorește. Vedem o Românie în care economia, partea industrială a economiei e în continuă scădere, motorul principal rămâne consumul și mai ales partea de servicii, și aici avem de asemenea probleme. Și repet încă o dată, pentru mine cel mai mare risc în acest an electoral, pe lângă derapajele pe zona de cheltuieli, pentru că foarte multe cheltuieli din astea au devenit afișe electorale, 35% din cheltuielile statului în momentul de față se duc anul acesta pe asistență socială, deci niște afișe dita mai afișele electorale finanțate cu ajutorul acestor bani de la buget, adică cu banii noștri, în loc să se ducă către autostrăzi și așa mai departe, merg pe asistență socială, fără fără o analiză profundă a acestei zone. Pe lângă aceste afișe electorale, există aceste afișe electorale populiste, da? Tocmai ce aflăm, eu nu-i găsesc o logică economică, da? Unele afișe din astea electorale au devenit lipsite de logică economică și trădează mai degrabă încrâncenarea și disperarea. Ce l-am auzit pe ministrul agriculturii spunând că, domnule, ce bine va fi dacă vom plafona adaosul la toate produsele românești agroalimentare. Eu nu-i văd logica, pentru că în situația asta, cu siguranță, tot ce înseamnă supermarketuri și magazine mari de retail vor prefera produsele din străinătate, unde nu e plafonat adaosul comercial, nu există nicio restricție, nicio barieră. Ca să nu mai vorbim de salariu minim, și el va pune presiune inflaționistă în lunile care vor urma, pentru că până la urmă e un element de cost, 30% din medie din costurile de operare ale firmelor sunt cheltuieli cu salariile, din care jumătate taxe la stat, contribuții la stat. A crescut cu 10% salariul minim, o să crească probabil și alte salarii, mai ales în sectorul bugetar legate de salariul minim, amenzi și așa mai departe. Deci o să vedem în continuare presiune pe zona de inflație, nu doar dinspre deficitul bugetar, ci și dinspre acest salariu minim pe care tot continuăm să-l creștem. Eu nu înțeleg domnule de ce... Domnule profesor Păun, pentru că ați amintit de salariul minim și da, era unul din
subiectele de discutat astăzi. Aș vrea să vă provoc și pe dumneavoastră și pe domnul Năsulea, mai ales, pentru că încă nu am vorbit cu dumnealui, să explicați puțin acest concept economic, pentru că, sigur, sună foarte bine o creștere a salariului minim. Cu toții ne dorim să avem venituri mai mari, să avem salarii mai mari, lumea merită să aibă salarii mai mari și totuși creșterea salariului minim pune probleme foarte mari economiei. Aș vrea să limpezim odată pentru totdeauna acest concept și dau cuvântul domnului Năsulea pentru început. Și eu aș vrea să limpezim o dată pentru totdeauna, însă mi se pare foarte puțin probabil să reușim noi aici. Eu o să încerc o definiție foarte simplă, foarte scurtă, care sper să ajute eventual și telespectatorii care nu stau și se gândesc așa cum facem noi foarte, foarte mult la aceste lucruri. Practic, în momentul în care avem un salariu minim care este setat la nivel național, spunem următorul lucru. Dacă tu, ca angajat, nu ai productivitatea economică necesară ca să justifici minim 3700 de lei, practic, dacă ai avut ghinionul să te naști într-un sat unde primarul a fost de la același partid politic în ultimii 30 de ani, de școală nu s-a interesat nimeni, drum de acces n-aveți, deci foarte puțin probabil să ai productivitatea muncii necesară ca să poți să produci pentru o firmă, pentru angajatorul tău, 3700 de lei pe lună plus ce alte costuri mai sunt, atunci nu ai voie să lucrezi. Practic asta spune salariul minim. Spune că, în mod arbitrar, politicienii stabilesc la nivel național care este pragul acela de productivitate sub care ești condamnat să fii asistat social. Ori te-ai născut undeva sau ai avut dat de la Dumnezeu abilitățile și aptitudinile necesare în așa fel încât să poți să fii suficient de productiv și atunci poți să creezi valoare lună de lună mai mult decât acest nivel minim setat, din nou, așa cum spuneam, în mod arbitrar de către niște politicieni, ori dacă nu, statul român a decis că ești condamnat, obligat să stai cu mâna întinsă și să aștepți să ți se dea ceva ca să poți să supraviețuiești lună de lună. N-ai voie să lucrezi, n-ai voie nici măcar să te specializezi la locul de muncă, să înveți o calificare, să înveți niște lucruri pe care nu le-ai învățat la școală, măcar la servici, în așa fel încât în timp să poți să îți crești poziția și jobul și aptitudinile ca să poți să trăiești mai bine, să câștigi mai bine, să poți să îți hrănești familia. Cam deci asta e. Această creștere definiția. A salariului minim nu reprezintă altceva decât un cadou otrăvit, îmi permit să spun. Domnule profesor Nechita, este un cadou otrăvit, o creștere nu, sau creștere succesivă? Este o travă îndulcită. Adică trebuie să înțelegem că salariul depinde de doi factori. Limita maximă, exact cum spunea Cristian Năsulea, este dată de productivitate. Nimeni nu va plăti pe cineva mai mult decât valorează munca acelei persoane pentru firmă sau pentru tine acasă, când chem pe cineva să-ți pună grese și faianțe. Nimeni nu te va plăti mai mult de atât. Limita minimă depinde de alternativele pe care le are omul ăla. Dacă omul ăla în sat se poate angaja doar la bufet sau la primărie, acelea vor fi limitele sale minime. Cum poate să crească productivitatea? Prin acumulare de capital. Capitalul este factorul care contribuie indirect la creșterea productivității muncii. Adică noi trebuie să avem nevoie de întreprinzători români, de întreprinzători străini. Românul câștigă mai puțin decât neamțul, nu pentru că este mai împleticit decât neamțul, ci pentru că în România există mai puțin capital decât în Germania. Și atunci, noi dacă vrem să ajungem la un salariu minim mai mare, egal sau mai mare decât cel din Germania, trebuie să avem mai mult capital, trebuie să atragem mai mult capital. Aportul de capital, afluxul de capital, acumularea de capital mărește atât limita maximă, adică dată de productivitate a celui angajat, deveni mai productiv, dar crește și limita minimă pentru că mărește numărul de alternative disponibile. Și o face în mod natural. Și o face în mod natural, fără controlul politicienilor. De aia nu le place. De aia există unele partide care se opun și se vorbește și de acest salariu minim la nivel european, o poveste destul de interesantă. Da, este cea mai periculoasă idee din perspectiva țărilor din Europa Centrală și de Est. Această idee, alături de armonizarea fiscală, nici nu știu care e mai periculoasă, dar
este una din ideile foarte, foarte periculoase, pentru că noi acum, în Europa Centrală și de Est, avem o productivitate, raportul cost-beneficiu pe care l-au ei angajându-ne pe noi, ne avantajează și pot să vină firme la noi aici, pot să vină firme străine, pentru că li se pare că e mai rentabil să angajeze un român decât un francez sau un neamț. De aia se asamblează cutii de viteze pe la noi să fac cablaje pe la Bistrița sau prin alte părți. Deci, momentan suntem aici. Ei ce vor să facă, decidenții politici de acolo, în loc să-și rezolve problemele lor, că și ei au problemele lor, ei încearcă să ne pună, să ne bage bățul prin spițele de la bicicletă. Ne faultează mărindu-ne impozitele, asta vor ei. Deci când veți auzi armonizare fiscală, să înțelegeți că trebuie să crească impozitele. Asta înseamnă. Când spuneți armonizarea salariului minim sau salariul minim european, înseamnă veniți-vă și legați-vă tot atâtea ghiulele de picioare câte avem noi. Nu vrem să ni le dezlegăm pe ale noastre, vrem să vă adăugăm și vouă ghiulele de picioare. Deci este o idee extrem de periculoasă. Avem nevoie de competiție fiscală în cele din urmă. Și de ce ziceam că este o idee, că este o otravă îndulcită, nu este un cadou otrăvit, este o otravă îndulcită, pentru că tocmai persoanele care aplaudă măsura creșterii salariului minim. Cine aplaudă? Cine? Nu informaticianul care câștigă 5 sau 10 salarii minim. Cel care câștigă acum salariul minim, se zice, o să-mi crească cu 100 de lei sau cu 200 de lei, o să-mi crească salariul. Rezultatul va fi că, da, poate unii își vor păstra jobul, dar vor fi condiții de muncă mai nasoale, mai neplăcute, alții își vor pierde salariul. Și măsura asta se întoarce exact împotriva celor care o aplaudă și care cred că vor câștiga din ea. De aia este o otravă. Pe cei care câștigă foarte mult nu îi afectează direct. Dar victimele vor fi exact cei pe care politicienii pretind că îi ajută. Domnilor profesori, am discutat mai mult despre punctele slabe, despre fragilitățile economiei noastre, unele, haideți să spunem, date de deciziile de politică economică, altele, sigur, poate mai generale, ce țin de peisajul economic românesc. Aș vrea să discutăm puțin și despre peisajul internațional și încep cu Cristian Năsulea. Care sunt, din acest punct de vedere, haideți să spunem amenințări, cred că ar fi termenul cel mai... provocări și amenințări. O să fac ceea ce ar face un politician și o să vin să răspund exact invers. O să încep nu de la amenințări pentru România, ci o să încep un pic de la peisajul internațional, cum îl văd eu în acest moment, care s-ar putea, de fapt, să reprezinte o oportunitate pentru noi. Trebuie să ținem cont că în acest an super electoral, vorbim de un an super electoral nu doar în România, ci și în majoritatea țărilor europene, în țările cu care noi concurăm, de fapt, pe piața internațională. Și atunci, ce văd că se întâmplă din datele interesante care curg în această perioadă către noi cu privire la dezvoltarea pieței europene, e foarte interesant, pentru că, așa cum spunea și domnul profesor Nechita, sunt multe, multe greșeli pe care le fac politicienii noștri. Așa cum spunea domnul profesor Păun, politicienii insistă la noi în țară să adune și mai multe greșeli, să implementeze lucruri care nu sunt favorabile economiei țării, dar sunt favorabile lor într-un ciclu electoral. Cu toate acestea, există semnale care arată că mediul privat, cel puțin, reușește cumva să se descurce. Sau avem investiții noi, avem diverse lucruri care mișcă în continuare în țara noastră la un nivel care nu ar fi neapărat de așteptat, având în vedere instabilitatea fiscală, având în vedere toate cadourile electorale care se fac în această perioadă. Și atunci eu am două explicații cu privire la lucrul acesta. Ori politicienii din alte țări, membre ale Uniunii Europene, din unele cel puțin, reușesc să facă mai multe greșeli decât fac politicienii noștri, ori țara noastră a ajuns la nivelul la care avem suficient capital uman bine pregătit, în așa fel încât să putem să facem față acestor surse de instabilitate autoprovocată care vin practic de la noi din intern. Și acum, ca să răspund foarte, foarte scurt și întrebării propriu-zise, amenințarea foarte mare pentru sectorul IT din România, ca să dau un exemplu lesne de înțeles,
nu doar pentru România, dar la nivel global, ține de introducerea tuturor acestor tehnologii bazate pe inteligență artificială, tindem să-i spunem machine learning mai degrabă, lucru care face deja să se simtă o scădere a numărului de oameni care sunt angajați pe salarii mai mari decât salariul minim pe economie în acest sector la noi în țară. O să fie foarte interesant în perioada următoare să vedem dacă într-adevăr sectorul IT de la noi are oameni care sunt suficient de bine pregătiți încât să reușim să păstrăm un sector puternic care se dezvolte în continuare, sau dacă România era mai degrabă un furnizor de forță de muncă și în acest domeniu cu slabă calificare. Aici este o chestiune care, pornind de la exemplul acesta al sectorului IT, cred că e aplicabilă și pentru celelalte domenii. Vom vedea, de fapt, în urma acestui an foarte dificil, unde am ajuns să ne clasăm. Dar vă referiți la acel loan în IT despre care se discuta, nu? Faptul că partea de inovare este un picuț, poate, prea redusă. Da, interesant. Domnule profesor Păun, aș vrea să ne împărtășiți și dumneavoastră din viziune legată de oportunități și de amenințări pentru economia românească în acest an, punând accentul poate și pe ceea ce se întâmplă în economia globală, nu doar în economia europeană, deși vedem tensiuni importante și la nivelul Uniunii Europene. România este expusă de ceva vreme unor oportunități regionale fantastice, dar pe care le valorifică marginal sau aproape deloc. Mă refer la piața unică, faptul că suntem într-o piață unică cu patru libertăți fundamentale în spate nu prea ne-a ajutat pe noi să evoluăm foarte mult, pentru că din cele patru am beneficiat doar de una la maxim, libertatea de a fugi din țara asta în altă parte. Dacă, și asta de fapt arată cât de mult interesează pe politicianul român să creeze aici premisele unei economii înfloritoare, astfel încât ea să poată să valorifice celelalte trei libertăți mult mai importante decât libertatea de a fugi. Și ea este importantă cu siguranță, dar în continuare dezideratul multor români este cum să treacă Dunărea în altă parte de Europa la 30 de ani de comunism, când această trecere se făcea cu victime. Deci noi avem aceste oportunități cu siguranță la nas de foarte multă vreme, dar ca ele să devină într-adevăr dezvoltare, să fie transformate în dezvoltare, în prosperitate, lucrurile astea trebuie însoțite de mult mai multe alte aspecte, multe dintre ele ținând de politicieni, evident, și de modul lor de a guverna resursele și țara într-o favoarea tuturor. Dau aici un exemplu de oportunitate, gazul de la Marea Neagră. După ce am eliminat investitorul străin important care l-a descoperit, am introdus o companie de stat care nu are ea resursele foarte mari ca să poată să exploateze gazul, să-l transforme în valoare adăugată. Noi nici nu continuăm să facem pași importanți astfel încât într-un final, când o să înceapă să fâsâie țeava de gaz spre noi, să producem valoare adăugată importantă din acel gaz și nu să-l dăm ca atare la export către alte țări care îl vor valorifica și îl vor transforma în mase plastice, în produse petrochimice, în îngrășăminte și așa mai departe. Nici măcar în energie electrică, adică e clar că avem multe lucruri de făcut. Ori astea nu se întâmplă peste noapte și nu se întâmplă într-un izolaționism economic pe care eu am senzația că suntem și mai mult împinși sau măcar nu suntem feriți de el. Vedem că nu prea suntem integrați în lanțurile de producție globale, ba dimpotrivă, ne văicărim că vin unii să ne colonizeze, că vin unii să ne sugă sângele, că vin unii să ne exploateze de pe aici tot ce mai avem. Dar din păcate și această componentă naționalistă populistă există. Exact. Acum, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii și că am ajuns și în această zonă totuși a oportunităților și a aspectelor pozitive, pentru că e foarte important să discutăm și de oportunități, nu doar despre
partea goală a paharului. Aș vrea să vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră să veniți cu două, trei idei, sfaturi pentru mediul antreprenorial, pentru mediul privat. Și încep cu domnul profesor Nechita. La ce ar trebui să se gândească? Și mă gândesc, sigur, în primul rând la companiile mici și mijlocii, nu mă gândesc la marile corporații, pentru că am subliniat importanța spiritului antreprenorial și faptul că micii antreprenori sunt coloana vertebrală a oricărei economii. Am spus asta mereu la Forum Economic. La ce ar trebui să se uite ei în momentul de față, când sunt bombardați de toate aceste evoluții pe care le-ați menționat dumneavoastră, la care se adaugă și climatul acesta de incertitudine? Pe termen lung, mi-aș dori ca antreprinzătorul român să înțeleagă faptul că din jocul cu statul, el nu poate ieși decât perdant. Foarte mulți întreprinzători din România au evitat să facă investiție pe termen lung în educația economică. A fost mult mai rentabil să investești în clubul de fotbal preferat al politicianului decât să ridici nivelul de educație economică al alegătorului median. Este singurul vaccin antidemagogie care există. Demagogia înseamnă să promiți chestii ascunzând costul și exagerând sau inventând beneficii. Educația economică previne acest lucru. Francezii au un proverb. Dacă vrei să cinezi cu diavolul, trebuie să ai o lingură foarte lungă. Ei, întreprinzătorul român a crezut că are o lingură mult mai lungă decât este. Deci asta pe termen lung. Pe termen scurt ar trebui să fie un fel de autoapărare în fața statului. Deci să încerce să-și activeze toate antenele, să vadă ce idei trăznite mai pot veni politicienilor noștri să anticipeze, pentru că problemele de dezastru va veni din partea politicienilor, este mult mai probabil să vină din partea politicienilor noștri decât de la o criză mondială de pe nu știu unde. Cristian Sulea? Foarte pe scurt, cred că mulți dintre antreprenorii români știu cum să facă în așa fel încât să aibă grijă de firmele lor, de afacerile lor, în ciuda statului. Practic, ne-am învățat deja că trebuie să fim atenți cu modul în care relaționăm cu statul. Din păcate, există inclusiv un fel de frică a antreprenorilor, de ANAF, de ITM, de diverse instituții ale statului, care într-o economie care să meargă bine ar trebui să fie în primul rând niște structuri de suport pentru acei antreprenori care vor să lucreze cinstit, vor să lucreze legal și să-și vadă de treabă. Ce mi-aș dori eu sau ce sfat aș da mai degrabă potențialilor antreprenori, oamenilor care poate ar vrea să facă un business, însă sunt ținuți deoparte tocmai de mediul din România, de contextul acesta în care ne e teamă să nu ajungem să avem probleme cu legea, din cauza că legea este în primul rând instabilă și este de multe ori implementată și aplicată de niște oameni și de niște agenții care nu înțeleg că trebuie să sprijinim mediul de afaceri dacă vrem să avem un mediu de afaceri. Recomandarea mea este, mergând pe o direcție similară cu ceea ce spunea domnul profesor Nechita, să încercăm să învățăm un pic mai mult despre principiile economiei, în așa fel încât să putem să ne descurcăm cât mai bine cu mâna, cu cărțile care ne-au fost date. Pentru că, de bine de rău, avem niște instituții economice care sunt legate la instituțiile Uniunii Europene. Deci, domnule profesor, educație economică și curaj, asta înțeleg. Trebuie să vă întrerup acum să-i dăm și domnului profesor Păun ocazia ca într-un singur minut să ne spună ceea ce crede dumnealui. Și... Da, eu mă aștept ca aceste întreprinderi mici și mijlocii să vină să se organizeze mai bine, să devină într-adevăr o voce reală, pentru că așa cum avem astăzi Partidul Funcționarilor Publici, care, cum să spun eu, știu cu cine trebuie să voteze și sunt foarte consecvenți la vot, ar trebui să avem un partid al celor care lucrează în mediul privat, în aceste întreprinderi mici și mijlocii și care riscă enorm. Ei nu sunt foarte bine organizați și nu de multe ori am avut surpriza să văd că patronatele sau cei reprezentanți ai patronatelor aveau mesaje contradictorii și dubioase, adică aplaudau că crește salariul minim,
aplaudau că nu știu ce taxă pe cifra de afaceri în supermarketuri e introdusă, aplaudau plafonarea adaosurilor, adică ei deci, sunt deci ajungem tot la educația economică în cele din urmă. Eu vă mulțumesc mult, domnilor profesori, am fi putut să discutăm încă 2 ore fără nicio problemă. Vă mulțumesc și pentru sprijinul în toată această perioadă la emisiunile noastre. Acum vă invit și pe dumneavoastră și pe telespectatori să urmărim interviul de business realizat de Romeo Căuții cu un antreprenor în resurse umane din Chișinău, doamna Inca Trupca. Bună ziua, dragi prieteni! Bună ziua, dragi prieteni antreprenori! O nouă ediție, interviul de business. De această dată ne deplasăm spre Chișinău, unde am găsit un antreprenor foarte inventiv și îndrăzneț. Încearcă să-și facă loc pe piața zonei de recrutări de personal, o piață complicată, cu firme puternice care activează în domeniu. Totuși a venit cu o idee foarte interesantă și originală. Invitata mea este Inca Trupca din Chișinău. Bună, Romeo! Bine ai venit la Cluj! Bine v-am găsit! Spune-mi, te rog, de ce ai ales tu să dezvolți o afacere în zona recrutării de personal? E rentabil? Poți să faci bani din așa ceva? O să fie rentabil. În acest moment lucrezi pe minus? Da, în acest moment investim în nume, în branding, în activitate, în a construi procesele foarte bine și a oferi servicii de calitate. Și cu siguranță vom avea și acel profit despre care nu ne, pe care nu ne orientăm ca focusul nostru de bază acum. Principalul este să reușim să ne facem cunoscuți, să vrea lumea să colaboreze cu noi și să oferim astfel de servicii ca să revină și să revină iarăși către noi compania care are nevoie de talente. Te-ai hotărât și te-ai gândit că ar fi foarte bine să folosești inteligența artificială în procesul de recrutare de personal. Sună foarte provocator. Spune-ne despre ce e vorba. Da, am încercat să inovăm modul de recrutare a personalului și să asigurăm o conexiune instantă și avansată dintre candidat și angajator. Cum are loc asta? Formându-ți un profil, creându-ți un profil pe platforma noastră, tu beneficiezi de oportunitatea de a te conecta instant pe baza algoritmelor de potrivire, cum ai zis, și inteligența artificială inclusiv, și de a primi acele oferte sau oportunități de carieră care ți se potrivesc foarte bine conform așteptărilor tale, pe care le-ai descris în profil. Folosim inteligența artificială pentru anumite aspecte ale platformei. Nu este integrată în totalitate în toate filtrele de conexiune. Folosim și algoritmi. Da. Atunci când încărcăm CV-ul pe platformă, el va fi scanat de inteligența artificială și în rubrica About Me va apărea o descriere a profesională a candidatului pentru a-și expune mai bine vizibilitatea față de angajatorul care îi va vizita profilul. Asta urmează să fie integrat în cel mai scurt timp. În back-end sau în spatele platformei avem și niște algoritmi de conexiune care fac să fie identificate compatibilitățile dintre candidat și poziția vacantă pe mai multe dimensiuni. Și când vorbesc de dimensiuni, nu vorbesc doar de regiunea unde se află candidatul sau compania, sau de job title, de denumirea poziției pe care o caută ca angajatul sau candidatul. Vorbim aici de experiență, de tipul de relație de muncă, de competențele pe care le caută angajatorul sau candidatul și le poate expune. Lucrați și în zona de headhunting sau doar pentru posturi executive de un anumit nivel în firmă? Recrutarea nu mai este cea din trecut. Acum, pentru ca să reușești să găsești un candidat, trebuie să faci headhunting, trebuie să faci recrutare activă, trebuie să cauți candidatul să-l ofertezi și să încerci să-l motivezi să facă o schimbare. Cum a primit Moldova acest proiect al tău? E un proiect inovativ. Vreau să zic că nu doar în Moldova, peste tot există o reticență atunci când trebuie să faci o schimbare.
dar pentru ca să fie reușită această schimbare, trebuie să te faci cunoscut. Acum lucrăm la faptul ca să ne cunoască angajatorii, ne dezvoltăm branding-ul, vrem să ne cunoască nu doar angajatorii din Moldova și România, dar vrem să ne extindem pe parcurs și în Europa. Tocmai de aia avem o strategie gândită de marketing și cred că o să reușim încercând să ne extindem aici pe piața Moldovei și României mai întâi. Tinerii n-au o problemă să acceseze acest tip de platforme, sunt foarte deschiși, obișnuiți cu aceste modalități de, hai să spunem, recrutare, da? Cei 50 plus, care de regulă sunt considerați un fel de semi-balast al forței de muncă, pentru că nimeni nu mai angajează un om peste 50 de ani. Ați avut interes din partea lor de a apela la dumneavoastră? Sau aveți dumneavoastră, sau repet întrebarea, ai tu o politică pentru a susține și această categorie de forță de muncă? Eu cred că în procesul de recrutare nu trebuie să facem absolut discriminare sau, și trebuie să evităm aceste practici de a opta pentru o anumită vârstă în special. Dar optează angajatorul? Optează angajatorul când e vorba de o dinamică a postului sau de un funcțional cu un volum de lucru mult mai mare, deoarece consideră că un tânăr ar fi mai agil și mai bine expus unor condiții mai nocive sau mai grele, da? Să știi că deseori în experiența mea de muncă m-am confruntat cu faptul că atât un tânăr cât și o persoană în, nu zic în etate, o persoană mai cu experiență, poate realiza un job divers, adică el se manifestă în dependență de motivație și nu ține vârsta să-l caracterizeze cel mai mult. Trebuie să știi să motiveze angajatul și atunci cred că, indiferent de vârsta pe care o are, el va putea să asigure productivitatea acelui post pe care îl deține. Firmele străine, pe o anumită zonă de posturi, nu foarte importante, preferă să angajeze salariați peste 60 de ani, invocând următoarele motive. Sunt mai serioși, mai stabili pe post și mai responsabili. Da, e discutabilă această analiză și eu cred că fiecare industrie are specificul ei. Dacă vorbim de industria de producere, cu siguranță cei mai experimentați o să asigure o productivitate mai mare. Un tânăr va veni cu o abordare inovativă, probabil, cu o viziune nouă. Eu cred că trebuie să avem o simbioză dintre tineri și persoane mai cu experiență pentru a asigura o diversitate. Sunt de acord cu tine, dar această, cum să spun, viziune mergea până la pandemie. A venit pandemia, tinerii au început să lucreze de acasă, este foarte rentabil, te trezești dimineața, te-ai așezat la laptop și începi să-ți faci treaba. Firmele fac eforturi foarte mari acum să readucă angajații la birou, nu prea reușesc, încearcă să-i momească amenajând sedii de birouri în care să li se oferă condiții chiar foarte plăcute de muncă, sală de recreere, bucătărie, loc de barbecue, loc de masă de ping-pong. Nu reușesc totuși să-i aducă la birou. Cum vezi tu această problemă? Exact. Fenomenele din ultima perioadă a schimbat foarte mult piața și angajatorii au fost nevoiți să se adapteze tuturor acestor schimbări. Mai cu seamă, adevărat zici de faptul că candidații au acum un spectru larg de beneficii care oferă unele companii și acei angajatori care oferă niște condiții de lucru standarde, da, și nu s-au adaptat la schimbare, rămân în dezavantaj. Mai cu seamă mai este și fenomenul migrației active a forței de muncă. Vreau să zic că în ultima perioadă suntem tot mai mult contactați de reprezentanți a țărilor din vest, precum că sunt interesați să lucreze atât în România cât și în Moldova. Suntem contactați din
reprezentanți din India, Bangladesh, Sri Lanka, care sunt gata să asigure forță de muncă ieftină, dar nu neapărat necalificată. Adică avem candidați cu calificare înaltă care sunt gata să-și relocheze viața aici în Moldova și în România. Și e o situație ambiguă, aș zice eu așa. Noi avem candidați care pleacă, migrează peste hotare ca să-și găsească oportunități de job. Totodată în Moldova și în România avem o migrație intensă de străini care vin să-și caute lucruri și angajatorii. Normal că sunt într-o situație în care trebuie să-și adapteze să se adapteze la aceste schimbări și să poată să aibă acea ofertă care să prindă cerere pe piață. Eu cred că trebuie să fii flexibil totuși, da, să reușești să... Pentru că ai deschis subiectul ăsta, da. Tu ca specialist în zona de recrutare de personal, cum vezi tu această politică, care mie personal mi se pare absolut neinspirată și fără randament? România aduce din Asia lucrători, muncitori, să spun, necalificați sau cu anumită calificare, cu un alt nivel cultural, foarte departe de casă, care au nevoie de o perioadă să învețe limba, în timp ce din Republica Moldova, eu n-am văzut să există o politică de atragere a forței de muncă din Republica Moldova, care are specialiști de primă mână în toate domeniile, construcție, amenajări interioare, inginerie. Cum vezi tu această sincopă în ceea ce înseamnă forța de muncă între România și Republica Moldova? E vorba de costuri, presupun că ăsta e punctul de unde pornesc angajatorii și... Nu, este vorba de o politică de stat. Angajatorii sunt nemulțumiți, mulți dintre ei, de prestația celor aduși din Asia, pentru că, repet, vin din altă cultură, da. Vin în altă climă. Nu, e o politică de stat care mie mi se pare neinspirată. E așa de greu să aducem forță de muncă din Republica Moldova? Nu ar fi greu, ar fi doar vorba de oportunitățile care se oferă acestor oameni. Toată lumea este interesată să aibă un trai decent. Și dacă le se oferă aceste posibilități, cu siguranță ar prevedea posibilitatea să-și schimbe traiul, mai cu seamă că multă lume migrează. Eu aș opta pentru menținerea forței de muncă în țară. Eu aș opta pentru deschiderea oportunităților de angajare la tinerii din Moldova sau tinerilor din România aici în țară. Tinerii merg din Republica Moldova, merg spre Europa sau spre România? Ce ai observat tu? Sigur că spre Europa și o tendință continuă de mai mulți ani. De ce? În România nu au condiții care le-ar conveni? Pentru că în acest moment să știi că sunt posturi destul de bine plătite, apropiate de cele din Am observat Europa. Ultimul timp, atât în Iași, cât și în Cluj, o optimizare a locurilor de muncă, mai cu seamă în industria IT, s-au redus foarte multe poziții vacante. Și tehnologiile moderne încep să înlocuiască oamenii, mai cu seamă pentru poziții ca copywriter sau poziții care au un funcțional repetativ. Aceste funcționalități sunt înlocuite de tehnologiile moderne, iar mulți tineri rămân fără de serviciu și chiar aici, participând la târgul de carieră din Iași și din Cluj, am observat o tendință mare de optimizări de poziții. Mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Dragi prieteni, a fost Inga Trupca, un antreprenor din Chișinău, foarte curajos, căruia îi dorim succes în afacere. Mi-a făcut plăcere, mulțumesc. Mulțumesc și eu. O discuție extrem de interesantă despre inteligența artificială în recrutare, dar și despre impactul inteligenței artificiale asupra pieței forței de muncă. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc mult pentru că ne-ați urmărit și ne-ați fost alături. Toate cele bune, la revedere!